Conform tradiției, acțiunile dedicate Zilei Poliției Române ar fi trebuit să se desfășoare în piața Ștefan cel Mare. Temperaturile negative i-au determinat însă pe oamenii legii să-și restrângă activitatea și să vină în mijlocul elevilor de la școala numărul 5. Aici au avut loc demonstrațiile cu câini, cât și exercițiile tactice ale mascaților. Adunați pe terenul de sport al școlii, sute de elevi de toate vârstele s-au arătat entuziasmați de prestația polițiștilor și a câinilor de serviciu. Mi-a plăcut cum au făcut... Mi-a plăcut când s-au bătut. Mi-a plăcut când am fugit după ei și i-a tras cu pușca în sus. Ți-a fost teamă? Mi-a fost un puțin așa. Mi-a plăcut foarte mult și cu mașini și cu tot. Foarte mult. E super. Ți-ar plăcea să ai un astfel de cățel acasă? Da. Rottweiler. Da. Ți-au plăcut cățelii? Da. Elevii au fost implicați în acțiunile polițiștilor pe tot parcursul zilei, acțiuni de informare și prevenire fiind realizate în mai multe unități de învățământ din județ. Copiii au primit baloane inscripționate cu mesaj specific Zilei Poliției Române, legitimații de pietonisteți, legitimații de polițist pentru o zi și pliante cu sfaturi și recomandări preventive. Copiii au fost deosebit de impresionați, a fost o activitate care le va rămâne sigur în memorie și își vor aminti, vor face corelația între Ziua Poliției Române și activitatea de astăzi. Lucrătorii Inspectoratului Județean de Poliție Neamț au părăsit curtea instituției de învățământ în aplauzele elevilor.